Cu ocazia Zilei Internaționale a Biodiversității, Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu a organizat două conferințe tematice. Cu această ocazie a fost organizată și o expoziție de piese naturalizate. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu organizează astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Biodiversității, două conferințe susținute de domnul profesor universitar dr. Gheorghe Gămăneci și domnul șef lucrări Emil Cătălin Șchiopu. Este vorba despre 22 mai, Ziua Internațională a Biodiversității și taxidermia între știință și artă. Cu această ocazie se organizează o expoziție de piese naturalizate, păsări, mamifere, pești, în sediul rectoratului și al Facultății de Inginerie. Emil Șchiopu, cadru didactic în cadrul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, și-a descoperit de mic pasiunea de a împăia animale și păsări vânate. În timp a reușit să afle secretul care stă la baza reușitei sale și într-un final a ajuns să fie singurul care mai scoate la lumină exponate ce sunt folosite în laboratoarele școlare. Acesta povestește că și-a descoperit această pasiune încă de la vârsta de 15 ani. M-am gândit, pentru că această pasiune o practic de 18 ani, să dar și celorlalți, ceea ce pot eu să fac și poate, dintre elevii, studenții, îmi găsesc un ajutor, un discipol pe care să-l învăț, așa cum și eu, acum 18 ani, mi s-a sugerat de către un cadru didactic așa ceva. Sigur că cărți sau tratate de așa ceva nu există în România. Singura sursă în care eu mă informez este internetul. Acele postări pe YouTube, toate din America și din Anglia, m-au ajutat să-mi perfecționez, să spunem, această îndelenicire. Despre taxicodermie, Emil Șchiopu declară că este o meserie foarte grea care necesită multe cunoștințe. Trebuie să ai inclinări artistice ca să poți să faci și, sigur, cunoștințe științifice ca să poți să creezi biologie, chimie, ca să-ți prepari substanțele, partea de anatomie, să poți să dai postura acelui exemplar, partea de sculptură, sunt mulaje care le achiziționez din Austria, din Germania, dar nu toate se potrivesc ca mărime și atunci trebuie să intervii cu diferite dispozitive, să dai forma și, sigur, expresivitatea feței și postazei, să o faci cât mai naturală. Ea a evoluat în secolul 21, ca și aici deja ne aflăm cu taxidermia ca și reper, să spunem, de performanță, dar încă suntem cu mult în ceea ce natura creează. Nu ne putem compara noi taxidermiștii cu ceea ce natura creează. În cadrul acestui eveniment a fost organizată și o licitație cu scop caritabil.